Da, sigur că da. Am să-i comunic. La revedere. Păi bine, tovarășa secretară, dar se poate. Se poate așa ceva. Eu te-am rugat pe dumneata să bazi la mașină adresele mai importante și dumneata ce faci? Ce frază e asta? În încheiere menționăm, tovarășe director, că noi considerăm comanda anulată pe dumneavoastră la fel ca întotdeauna. Vă salutăm, tovărășește. Asta e punctuație, frate. În încheiere menționăm, tovarășe director, că noi considerăm comanda anulată. Punct. Și apoi frumos de la capăt. Pe dumneavoastră, la fel ca întotdeauna, vă salutăm, tovărășește. Punct. Și întotdeauna bați așa. Vă rog să mă iertați, tovarășe director, am să încerc. Eu am să, mă străduiesc. Se poate? Iertați-mă. Păi, ia imaginează ce-ar fi să vorbești așa cum bați la mașină. Ce-ar însemna să folosești punctuația pe care o folosești atunci când bați la mașină rapoarte și adrese? Adică să vorbesc așa cum scriu? Da. Ar fi ceva... Rău. 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 Da, ar fi ceva. Bună ziua, tovarășa secretară. Vreau să vorbesc cu tovarășul director. Bună ziua. Tovarășul director e ocupat la telefon. Vorbește singur. Ați venit? Vorbește singur? Nu, singur. Ați venit? A, da. Aș dori o cafea, dacă se poate. Da, de ce nu mi-a spus? De la început v-aș fi dat imediat afară. Plouă. Dar de ce se poate afară, tovarășa? Nu, afară plouă. Poftim cafeaua. Mulțumesc. De fapt, știam că tovarășul director trebuie să meargă la centru și speram să-i vină numele dumneavoastră, vă rog. Ce-ați zis? Numele dumneavoastră, vă rog, trebuie să vă anunț și poate vă primește ieri. Au fost, de fapt, audiențele. Cum adică să mă primească ieri? Ieri au fost, de fapt, audiențele, dar poate vă primește și astăzi în cap. De listă v-am pus. Nu înțeleg nimic. Un cap de listă v-am pus, tovarășe. Tovarășa secretară, da. Te rog din suflet, cheamă la mine pe director, cheamă la mine pe tovarășul contabil șef, cheamă la mine pe tovarășul administrator de cantină, pe cine vrei dumneata. Tovarășul administrator e în curtea din spate, taie un om. Lemne. Taie un om? Taie un om lemne, iar dânsul îl supraveghează. Tovarășa, dumneata, ai venit aici, te-ai născut pe lumea asta ca să mă îmbolnăvești de inimă. Te rog foarte mult, du-te la tovarășul director și spune-i că a venit tovarășul inspector Petrescu. Tovarășe Petrescu, dumneavoastră sunteți, dar de ce n-ați spus, vă rog, să așteptați 2 săptămâni? Sunt de când trebuia să veniți. Să aștept 2 săptămâni? Nu, tovarășe, 2 săptămâni sunt de când trebuia să veniți, dar eu de-abia acum am aflat că dumneavoastră sunteți într-o parte. Am și eu dreptate. Cum sunt? Într-o parte am și eu dreptate. Nu mai pot. Ce s-a întâmplat? Tovarășe director, tovarășa secretară, m-a nebunit de cap. Dăm repede un calmant să întreacă trenul. Pleacă în 15 minute. Aș vrea să prind ultima cursă și mai ales gara. E departe, dăm te rog o mașină să mă duc la naiba. Cu povestea asta nimeni din provincie n-a vrut să vină. Stai puțin că nu înțeleg nimic din ce spui. Păi, nici eu nu înțeleg nimic din ce mai spui, că m-a nebunit de cap, am început să vorbesc ca ea. Tovarășe director, era să uit. Fratele dumneavoastră de la Bacău a telefonat, arde. Arde fratele tovarășului director? Stai. Las-o să termine. Mai departe. Arde de nerăbdare să vă vadă. Perfect. Mersi. Cu plăcere.